că de acum cumulul va trebui să-mi iau această cafea. Cum să te mănânc, mă? Uite așa. De fapt. Bună dimineața la prânz, că e 12 și 10 deja. Și începem acest daily vlog puțin mai târziu decât intenționam eu, dar asta pentru că mi-am ocupat dimineața cu a face un pic de ordine, pentru că m-ați certat cu ghilimelele de rigoare că nu am mai făcut daily vloguri. I-am zis hai să facem astăzi un daily vlog, deși nu am prea multe chestii să vă arăt, dar totuși am o chestie foarte specială să vă arăt. Și am început ziua, fiindcă am ieșit din starea de letargie în care eram. Am început ziua prin a face puțină ordine pe aici, prin a pune lucrurile la punct, prin a da un pic de refresh așa atmosferei din jurul meu, pentru că v-am zis că era așa. Și chestia asta tot timpul îmi dă energie în momentul în care trec de o perioadă din asta așa cu, nu știu, cu o stare de asta aiure, îmi dă energie să îmi pun lucrurile în ordine. Am și niște brioșe experimentale, sunt brioșe experimentale, le zic eu, stați așa că am senzația că am zoom-ul băgat în mutră. Și acum îmi beau a doua cafea, după ce am terminat cu tot ce avem de făcut, așa, administrativ, prin casă, mi-am făcut o a doua cafea. Am o cafea foarte bună, asta a adus-o Eugenia, este o cafea cu hazelnut și vanilie. Pentru că ei nu i-a plăcut și a adus-o Georgiane și a zis să ne dea și nouă și până la urmă Georgiana a împărțit cu tot cu mine și cu Denisa și mie îmi place de nu mai pot, adică îmi place de mor, e aromată și îmi place de, n-am înțeles ce nu i-a plăcut Eugeniei. Nu pot să pricep, dar mă rog, nu i-a plăcut, ok? Și este o problemă, că de acum cum va trebui să-mi iau această cafea. O să vă las link-ul în descriere de la cafea, că mi-a dat link-ul de unde pot să-mi iau și eu cafeaua aia și o să fac asta. Și cu lapte de migdale este divină, bate Starbucks-ul de la distanță, pentru că, apropo, de hazelnut, hazelnut-ul este, sau alunele de pădure, este aroma pe care o comand tot timpul la Starbucks. V-am zis că eu sunt în materie de Starbucks, sunt foarte boring. Dacă vedeți acolo în spatele meu, undeva în zona asta, este o cutie pe acea masă. Acea cutie conține un cadou pe care nu l-am desfăcut și pe care vreau să-l desfac împreună cu voi, pentru că este un cadou de la o urmăritoare dragă de-a mea, și anume Aniela. Ne-am văzut ieri, că asta am făcut ieri, n-am filmat pentru că nu știam exact dacă îi place, dacă vrea să filmez, și am preferat să stăm să vorbim și asta ca fetele, și a trecut timpul ieri atât de repede că tot am fost într-un mall care e aici aproape de mine, la ieșirea din oraș, e un mall nou care s-a deschis și ne-am văzut acolo pentru că a fost relativ aproape și pentru ea și pentru mine și zic hai că stăm și povestim, am băut o cafea, am mâncat ceva mronței ceva dimineață, ne-am plimbat prin magazine, după aia am mai stat, am mai băut o cafea și a trecut timpul, m-am uitat la un moment dat, era 5 seara, că când s-a făcut 5, nu știu. Știu doar că la un moment dat ne-am pus la masă să bem a doua cafea și povesteam și când ne-am ridicat de la masă era trecut de 4. Deci a fost genul ăla de zi în care a trecut timpul extraordinar de repede. A fost frumos afară, dar noi le-am petrecut în mall. Acum este frumos afară, vroiam să vă duc puțin pe afară, dar bate un vânt de tăia pe sus, zici că vine musonul. Și ea a zis să ne vedem pentru că a vrut să-mi dea cadoul ăsta. Chiar nu trebuia, adică chiar nu era necesar, mi-ar fi făcut plăcere să ne vedem doar așa, pur și simplu, să bem o cafea și să povestim. Și poate o să facem chestia asta cu fetele care sunteți prin București sau prin zona, prin zona Bucureștiului, într-o zi. Deci chiar mi-ați zis mai multe și trebuie să-mi iau cumva, nu știu, să-mi iau curajul așa, să mă înarmez cu un pic de curaj, pentru că nu știu de ce n-am făcut treaba asta în mod
nu știu, constat sau deliberat. Cred că de frica aia zice să fac că bă, hai să ne vedem la o cafea și să nu vină nimeni. Nu știu, probabil de asta. Dar ea mi-a zis că vrea să-mi trimită cadou asta și ne-am dat în vorbă și ne-am consultat că stăm relativ aproape una de cealaltă și zice, bun. Și atunci am zis, zic, hai să ne vedem la o cafea mai repede și zice, bine. Și am tot amânat-o de la Crăciun, o tot amânăm că da, a fost perioada asta cu sărbătorile sau așa. Și am zis că dacă tot e cadou de la ea, să-l desfac cu voi, să vă arăt și vouă ce este. Și după aia, astăzi aș mai vrea să fac, aș vrea să fac niște fotografii, că am niște idei de fotografii micuțe, așa, că n-am mai făcut. Anul ăsta chiar am lălăit-o rău de tot și mi-ar cam trebui niște fotografii noi și să mai schimbăm puțin atmosfera. După care ar trebui să termin niște clipuri, după care ar trebui să editez, adică practic este o zi din asta basic de content creating, ca să spunem așa, având în vedere că este ora 12, nu știu când s-a făcut 12, bine, m-am trezit și mai târziu, m-am trezit pe la 7, de obicei mă trezesc la 5, m-am trezit la 7 și probabil și asta mi-a afectat, nu știu, ziua și cum s-au desfășurat lucrurile, dar având în vedere că e 12, nu-mi fac mari speranțe că o să fac prea multe lucruri, dar ceva trebuie să iasă. So, bine, înainte de toate astea, înainte de tot ce înseamnă partea de content creating, trebuie să mă duc să mă spăl și eu pe păr, să fac un duș ca oamenii, să mă... așa, și după aceea vedem. Dacă mi iese, ce mi iese. Dar până atunci, hai să descoperim, să vedem ce mi-a pus Aniela acolo. Ea are și un canal, de fapt, e al fetiței ei, nici nu știu exact care-i treaba. Bine, e al fetiței, teoretic, bineînțeles, manageriat de ea. O să vă las în descriere și canalul fetiței ei. Și ce vreau să vă mai zic este că acum... Pardon, scuzați, nu asta, nu e adevărat, nu asta ascultam. De ce te-ai dus? Ascultam o carte, un audiobook, de Neil Gaiman. De cine altcineva decât de Neil Gaiman? Deci sunt, efectiv, sunt... care e cuvântul potrivit? Ca să nu sune rău, că dacă spun obsedată sună rău. Sunt cumva vrăjită de Neil Gaiman și de vocea lui și de cum își narează cărțile. Îmi plac foarte tare și am mai găsit o carte. Se numește The Ocean at the End of the Lane. Și este tot așa ceva, fantastic fantasy something cu un băiețel care își face niște prieteni din ăștia cu puteri magice. Mă rog, se întâmplă niște chestii. Da, este o carte de copii, dar îmi place și nu mă supără că este... A, mai am și o carte aici de Neil Gaiman. Să știți că am început să cumpăr și cărți fizice și este... O să vă povestesc eu, este o carte grafică, un roman grafic, ceea ce n-am avut niciodată. Dar o să vă povestesc eu cu altă ocazie. Da, hai să vedem ce este în colet și să mă apuc efectiv de treabă, că dacă o mai lălăi mult, iar n-avem clipuri. Acesta este coletul, este destul de greu. Ce Dumnezeu ai pus mamă aici? Sper să nu se vadă nicio adresă, nimic, că nu vreau să... Așa că, am zis inițial, ziceam că o să-l trimită prin curier. Dar înainte să deschizi coletul, vreau să discutăm despre elefantul din cameră. Da, asta este modul în care am decis eu la ora actuală să mă aranjez cărțile. O să-mi iau în curând, promit că-mi iau o... Tot m-am ferit de raza aia de soare, să nu... De asta, stați așa. Așa. Revenind, deci tot am încercat să aranjez cumva cărțile. Nu vor până nu vine un raft ca lumea. Asta este, le suportăm așa. Nu prea îmi place cum arată, de bățelarii. Sunt cărți până la urma urmei, nu sunt alte chestii, cum îi ziceam mamei mele. Da, ăsta e coletul. Aoleo, le-a aranjat, le-a ambalat individual pe toate. Deci uitați-vă și voi cât de frumos. Ai, mă, acum mă zic frumos. Mă simt... Ia, uitați. Ce e aici, Dumnezeule mare? Aoleo, cât de frumos le-a aranjat. Vai de mine. Cu care încep? Cu care să încep? Ea la un moment dat a avut un magazin. Astea sunt niște... ciocolățele, cred că sunt din alea, ciocolățele baked, sunt furse cu ciocolățele ceva. Mulțumesc din suflet, pentru că bineînțeles cred că știe că îmi place ciocolata. El la un moment dat a avut un magazin de bijuterii handmade.
Și mi-a și trimis atunci, dacă vă mai aduceți voi aminte, am un colier de perle, din niște perle micuțe, așa, și foarte, foarte finuțe. Ăla este de la ea. Și mi-a mai trimis niște lucrușoare atunci. Acum, din ce am înțeles eu, de la ea nu se mai ocupă pentru momente din astea de produse handmade. Deși, băi, am văzut că avea talent și că se pricepea destul de bine. Poate o să își reia activitatea. Aici este ceva împachetat în mai multe punguțe. Bănuiesc că este ceva ce ar putea să se verse. Da. Voi îmi faceți cu ochiul foarte tare și o să ajung imediat la voi. Aici e ceva care miroase. Are un miros interesant. It's Christmas! Îmi place! Din păcate o să trebuiască să rup. Deci ea s-a gândit să le împacheteze individual ca să am un calendar advent, să le desfac așa ca pe un calendar advent. Păi nu e ea drăguță? Este acetonă, da, e acetonă, cred că s-au dizolvat neunghii pentru, da, cu lavandă. Așa. Și o scrisorică? În scrisorică asta este... Da, asta era, ăsta Alma, era logo-ul ei. Aici îl vedeți mai bine. De la magazinul ei online. Ia să vedem. Și ăsta este un fel de sigiliu. Îmi plac foarte tare scrisorelele cu sigiliu. Și aici bănuiesc că este ceva, se simte ceva ca și cum ar fi un colier. Sau brățelele. Ah, ce drăguțe sunt! Cât de drăguțe sunt, sunt niște brățărele cu biluțe și sunt colorate și la vară o să fie perfecte, că tot timpul mi-am dorit să-mi fac și eu un arm candy din ăsta așa cu brățări colorate, dar nu am avut suficient de multe și acum, uitați că sunt de drăguțe, mov, maro sau portocaliu și astea care sunt așa pastelate, uitați cât de cute sunt, vai cât de bine arată, nu vă uitați la unghiile mele că sunt dezastruoase, v-am zis, am făcut treaba de dimineață și asta este așa, ca accent, vai cât de faine sunt, sunt foarte frumoase, plac. Mulțumesc din suflet, ei plac cristalele, că asta îmi spunea foarte tare, că este nebunită după cristale și plac cristalele foarte tare. Ia, ce mai avem aici? Deci vă dați seama cât timp și-a dedicat ea pentru a împacheta toate lucrușoarele astea. Avem un lac de unghii, care este semi, din ce observ eu, și celălalt cred că este un gel. Stați așa să vedem. Vai, ce drăguț. E o culoare de la Cupio. Din gama asta nu am nimic. Și este un nude. Da, foarte fain. Asta chiar e nude-ul ăla, care îi place Biancăi. Nu știu dacă vedeți aici, dacă se vede culoarea. Să vă arăt un pic așa. E, numai bine, că trebuie să-mi fac unghii. Ce ziceam mai devreme, vedeți? Și acum înțeleg de ce asta. Așa, și asta este... e o mască de la Kiehl's. Așa, nu e gel. Am crezut că e gel, dar am zis că e... Eu, Call Me Mask. Din calendula. E din gama aia cu belbenele. Care am avut eu gelul ăla de curățare, care mi-a plăcut foarte tare. Să încerc. Vedeți, dacă tot n-am avut eu calendar advent de deschis în Nigmas, avem acum, nu-i problemă. Eu mă bucur că vine Crăciunul oricând. Deci poate să vină Crăciunul oricând. Aici este ceva care este super sigilat. Știți că simt, mama? Un inel! Wow, ce fain! Asta pe ce deget se poartă inelul ăsta așa mare? Că nu știu. Eu am tendința, când eram mai mică, aveam tendința să le port așa. Ce simpatic e! Foarte fain! Să rămână, mulțumesc din suflet! Așa? Așa seamănă... E reglabil, nu vă faceți griji, dar degetul ăsta nu e subțire. Da, am și eu un deget subțire, că general degetele mele sunt foarte groase. Pe degetul ăsta seamănă ca... Îmi aduce aminte de... cucoanele alea bătrâne din telenovelele latinoamericane, că ele aveau așa pe degete. Da, divachez. Așa. Mai avem unul foarte mare, mă, două, foarte...
Mamă, dar câte sunt! Hai să-l deschidem pe ăsta. Ăsta este cu un breduț foarte drăguț pe care am să-l păstrez și am să-l pun la anul. La anul, mă rog, Crăciunul ăsta care va să vină anul ăsta. O să-l păstrez și o să-l pun. Numai cât timp i-a luat săraca fată, cât timp i-a luat să-și să ambaleze toate lucrurile astea, ca să le distrug eu acum. Am salvat fundița, yay! Am salvat și fundița și pe ea o punem acolo. Oh my goodness, oh my goodness, o cană! Știe că ieri mă uitam cu ea la căni, ne uitam și nu puteam să mă decid. Mai bine că nu mai am o cană, iertă-mă. Și cană din aia de ceai care are și... Ah, și ce drăguță e că e cu albastru, știe că îmi place albastru, evident. E din aia cu... Are din aia pentru ceai. Ah, ce drăguț! E plin de ciocolată! Și e plin de... Mau, ce bine miroase! Uitați! Haribo, mini Haribo și ciocolată. Yes, I'm happy! Thank you! Da, ziceam că are asta pentru ceai, vreau să spun. Un mini lion. Și asta? Asta nu știu ce e, dar cred că e din ala cu scorțișoară. Sunt bune, place. Asta este tot așa ceva cu caramel. Asta e un mini KitKat, yes. Îmi place și KitKat-ul foarte tare. I'm so heavy. Ciocolată și Haribo, yes. Ia uite. Și cana este minunată, da, este chiar foarte minunată, cu capac, cu sită din asta pentru ceai. Am vrut să-mi iau de câteva ori și nu mi-am luat, pentru că am din ăla un French, presă din aia franțuzească, French press, nu-mi venea în engleză cuvântul, și îmi fac în aia ceai și nu mi-am mai luat. Dar mulțumesc din suflet, Daniela, și aici este o cărtică sau o agendă. Wow! Ce drăguț! Ce drăguț! E o agendă, măi! E o agendă foarte cute, foarte faină și are și aici și... Ia! Down and Dusk. Ok. Nu știu care era ordinea. Aveam o ordine de deschis pachetele? Așa. Down and Dusk. Ah, mă, nu! Da, e ca un fel de... Pe zi, așa. Pe săptămână. Ai zilele și scrii pentru dimineața, pentru seara și bănuiesc că să-ți treci diverse chestii. Dar e foarte drăguț, îmi place foarte tare. Arată foarte bine. Uite cât de bine arată. Mulțumesc! Așa, hai să-l desatem pe ăsta. Nu, sunt din alea. A, sunt din astea pentru curățat unghiile. Folii din astea cu de lemn bibină. Sărmâna! Și un buffer și cred că sunt din, astea sunt foițe din alea, tot așa, un fel de buretei pe care să imbibi, cred, mă uit, pe care să imbibi în acetonă. Adică fata mi-a dat culoare, mi-a dat acetonă ca să mă dau jos și mi-a dat și ustensile pentru a da jos. Ah, mulțumesc! Acum să desfacem pe ăsta... Ce drăguț e cu mașinuța asta. Când zice așa. Ah, astea sunt măscuțe. Da, chiar am vrut să-mi iau săptămâna trecută din astea și nu mi-am luat. De la Asla Vital sunt priculețe din ele cu pudră de argilă, pentru că cred că știe că îmi place pudra asta de argilă de la Asla Vital. E foarte bună și chiar am vrut săptămâna trecută și nu mi-am luat. M-am uitat la ea. Am fost în Carrefour și m-am uitat la ea și nu mi-am luat. Hai să-l desfacem pe ăsta, că l-am tot ocolit. Iară și un sticker foarte drăguț. Și mai multă ciocolată! Yes, 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 yes. Din asta de la Ritters, din asta. Uite, uite pe Bălți, că nu numai tu mi-a adus ciocolată din asta, că și pe Bălți mi-a adus, dar pe Bălți mi-a adus-o din Germania. Uite! Și mai multă ciocolată pe care să leg, roz, mov sau alb. Hai să luăm una mov. Nu, dar nu mai pot de purta, adică mie chiar îmi place ciocolata. Este foarte bună. Aici bănuiesc că este tot o ciocolată, după cum se simte. Marzipan. Marzipan, ei.
Și tu vei fi pe pat. Și mai avem aici un cadou. Asta-l cufundițăm. Aranjat frumos. Ghiciți, e tot ciocolată. I'm so happy. Băi, pe de-o parte îmi pare rău că n-am reușit noi să ne vedem înainte de Crăciun, pentru că aveam foarte multă ciocolată. Dar pe de altă parte îmi pare atât de bine că ne-am văzut acum. Cam și mai multă ciocolată. Yes. Yes, I love it. I love Milka. Așa. Și mai avem ceva aici. O mascara! Asta este de la Bourjois. Ultra mascara. Dar știai cumva că îmi trebuie mascara nouă? Sau... Twist up the volume. Gata, i-am găsit numele. Asta este. Twist up the volume. Ei! Nu știu exact ce face, dar îi se mișcă capacul. Ca să vede efectul. Aha, m-am gândit eu. Poți să mișc capacul ca să iei mai mult produs pe periuță. Aha. Uite, astăzi o să încercăm această mascară. Imediat ce. Și mai am ceva aici. Care este ceva textil. Este ceva textil și este o flaneră de la Polo. Te mănânc. De ce ai cheltuit atât de mulți bani pentru mine, Dumnezeule? De ce ai cheltuit atât de mulți bani pentru mine? Este superb. Da, este superb. Îmi place foarte tare. Îmi plac... Nu am îndurat niciodată să-mi iau un astfel de... de plovăr. Dar este minunat. Este de vis. Mulțumesc din suflet. Vai, deci mă simt copleșită. Nici nu știu ce să zic. Mulțumesc din suflet. Sunt mai ceva ca un cuvânt. Sunt foarte fericită. Să nu mă am din suflet. Mă simt... Da. Chiar că a venit Crăciunul iarăși. Nu numai de la toate ambalajele astea, dar chiar mă simt copleșită. Dar chiar nu trebuia să cheltui atât de mulți bani pentru mine. Adică eu am fost foarte fericită doar că ai venit să ne vedem și să... bem cafea împreună. Dați că mi s-a închis camera exact când ziceam că sunt mega extra fericită. Mulțumesc din suflet, chiar nu trebuia să cheltui atâția bani pentru mine. Eu sunt foarte fericită doar pentru că ne-am văzut, dar sunt mega extra mulțumită și fericită pentru toate lucrurile astea. Și chiar am o idee, mă duc să fac duș acum, mă rog, mă duc să scot alea din cuptor, că s-ar putea să se fi carbonizat între timp. Mă duc să le scot pe alea din cuptor, fac un duș, dau cu steamerul pe... plovă și îl încercăm, îl testăm. O devenit în vine sigur pentru că este măsura mea și în vine, dar vreau să văd efectiv cum stă. Mulțumesc din suflet. Și mai desfacem și acești micro haribă. Uitați-vă cât sunt de mici. Deci nici nu știu dacă realizați. Uitați-vă cât sunt de mici. Doamne, sunt atât de drăgălași. Păi, unde fugi? Stai așa. N-ați văzut nimic. Nu, încă și pe plovă. Nu e problemă. Nu. Ia uitați-vă la ei că sunt amici de răuți. Cum să te mănâncă? Uite așa. Genial. Păi îmi plac jeleurile. Îmi plac jeleurile, îmi place ciocolata. Sunt minunat. Minunate, mulțumesc. Câteva ore mai târziu, pentru că eu m-am apucat de filmat imediat ce m-am aranjat, n-am mai făcut niciun update, n-am mai vorbit cu voi, că mi-era că-mi pierd lumina, că era cam așa. Am filmat un clip și acum să vă arăt cum vine acest polo. Putem să-i spunem polo. Vine super bine. Vine super, super, super bine. Se simte super bine și arată super, super bine. La voi pare negru, dar e bleomarin, să știți. E fix de culoarea blugilor. Cred că în lumina asta se vede, da? Acum sunt... practic sunt într-o culoare toată și îmi place foarte tare și se simte super bine și o să port mult timp. Mulțumesc din suflet. Da. Acolo este cartierul general al lui Udi. În aia a venit piesa care era... necesară pentru centrală, că v-am povestit eu în clipul ălalalt cu centrala, că am avut o mică dramă și acolo a venit și Woody s-a instalat cu folie cu tot în acea cutie și nu mai vrea să plece, iar eu am șosete cu urși polari. Are you jealous? Tell me.
Are you jealous? Și mai am aici, mai am un individ negru, păros, senior lățios, care a venit el bagajos. De ce îți este foame că ai mâncat cât o turmă de elefanți astăzi și numai cărniță a mâncat, numai un piept de pui și numai gâturi de pui. Da, avem un meniu special pe bază de agregate de pui și place. Și acum s-a trezit și vrea ea să plece. Apropo de mâncare, parcă mi-este și mie puțin o țărucă de foame, așa, parcă și mie mi-e o țâr de foame și parcă aș vrea și eu așa să mănânc ceva, nu doar Jiminy. Și mă gândesc ce aș putea să-mi fac să mănânc și ce ar fi bun de mâncare. I don't know. Ceva probabil care să conțină cartofi. Mai am încă din ciorba aia de fasole pe care ați văzut-o în TikTok-ul ăla, l-am făcut vlog, ce-o fi fost ăla. Așa, mai am din aia, dar nu vreau de aia. N-am carbonizat ale brioșele. Nu le-am carbonizat, sunt bine, sunt ok, nu le-am gustat. O să vă povestesc și despre ele puțin mai încolo. Ce mâncăm? Din mine eu ce mănânc? Că eu știu ce o să mănânc și tu, dar eu ce mănânc? Mai trebuie să mă gândesc și la mine. Hai să vedem dacă s-a oprit vântul. Nu s-a oprit vântul. Bate la fel de tare. Este înfiorător vântul și vreau să mă duc pe afară, dar nu are sens că nu mă auziți, adică bate de tare că nu mă auziți. Deci nu rezolvăm nimic la capitolul ăsta. Hai să... Ce să facem? Să fac ceva cu cartofi. Aloha, my babies! Haideți că era să mă duc să mă demachez fără să vorbesc cu voi, fără să închid vlogul ăsta pentru că vrem să mă duc să citesc, să mă demachez, să mă aranjez, dar mi-a adus aminte, zic, stai așa, vlogul meu, ce am făcut? Am fost, mi-a făcut să mănânc și ce credeți voi că mi-a făcut? De fapt, ați văzut ce mi-a făcut să mănânc. Da, dragă, mi-am făcut cartofi prăjiți. Intenția inițială era să-mi fac din aia mușii, așa, cu muștei, pentru că este un domn pe TikTok, nu, am uitat, Ovidiu-l cheamă, gata, mi-am adus aminte. Ovidiu-l cheamă, este din Bacău, Bârlad, ceva de genul, ceva cu B de prin Moldova, dar stă în Anglia de foarte mult timp. Și tot apare pe For Your Page acolo pe TikTok și face tot felul de rețete din astea simpluțe, așa, simpatice, este foarte simpăticuț, așa, este foarte volubil. Și n-am lumină din câte observ eu, mă vedeți? Așa e mai bine? Așa, și într-o zi a zis că i s-a făcut poftă de cratiță, o porție de cartofi din aia tradițională, așa cum se făceau, cum îi făceau nouă bunicile noastre când nu-i fierbeau în 3 tone de ulei sau în caramel, ci făceau așa, nu știu, într-o tigaie cu câteva linguri de ulei, nu stăteau să pună 3 kg, 3 litri de ulei, nu consumau atâta ulei, știți, nu-i făceau așa crocanți cum se fac în ziua de azi, ci făceau așa moi și mușii și a făcut, mă rog, rețeta asta. Și mi-a făcut poftă că mi-a apărut și m-am gândit să fac și eu așa, doar că n-am mai pus mușdeiul peste, nu i-am mai făcut, i-am lăsat și s-a uscat un pic cam mult, adică am pus mai mult ulei și i-am lăsat și s-a uscat un pic mai mult, dar n-a fost nicio problemă, it hit the spot, it's just went ok, a fost bine, mi-a plăcut. Da, apropo de asta cu cartofii prăjiți, eu nu pot să asociez cartofi cu ouă. Pentru mine, omleta în general a fost o formă de cină foarte mulți ani în copilăria mea, cu carne din aia de la garniță scoasă, nu știu ce, așa făcută de bunica mea. Dar de atunci eu nu mai pot să văd ouăle ca fiind ceva, nu știu, de cină. Deci la mine sunt de mic dejun, nu concep altfel ouăle. Sau în salata de cartofi, aia e cu totul altceva, se tunotrășos, nu ne complicăm cu explicații pe partea aia, dar în ce privește cartofii, niciodată nu i-am asociat cu ouăle. Deci eu nu pot să mănânc cartofi cu ou, da, nu, cartofi prăjiți vreau să spun. Dar în schimb cu muștei, da, foarte fancy de altfel, foarte, foarte fancy. Bun, altceva.
Vreau să mă apuc să scriu în jurnalul ăsta, că este de fapt un jurnal. Este un jurnal în care îți notezi așa dimineața și seara, îți notezi cât un lucru frumos și drăguț sau două, ți le treci aici și este un exercițiu pe care de altfel eu am început cu Pebbles. Pebbles ne trecând printr-o perioadă tocmai fast așa și ne fiind cu moralul optim, ca să spunem așa, ca să-i ridic moralul și pentru că știu că există un fel de exercițiu care se poate face și puteți să-l faceți și voi, de a te gândi măcar la un lucru bun și un lucru pozitiv din ziua respectivă. Mă rog, de-a lungul timpului ați mai văzut voi că au fost dezvoltate mai multe chestii, mai multe jurnale, exerciții și așa mai departe, cu două chestii, cu cinci, cu, mă rog, pe zi, nu contează. Ideea este să te gândești măcar la un lucru bun pe o perioadă de, nu știu, o lună, din ziua respectivă, fie că este ceva minor, fie că este ceva major, să te uiți, să te gândești la ceva din ziua respectivă și asta îți activează în creier o porțiune care se ocupă cu selectarea informației și cu asocierea unor evenimente cu anumite emoții. Și atunci tu căutând și în mod constant făcând exercițiul ăsta de a asocia un sentiment pozitiv cu un anumit tip de eveniment, la un moment dat creierul tău o să înceapă din reflex să facă treaba asta, adică să înceapă să vadă lucrurile bune, să înceapă să îți arete că sunt și lucruri frumoase și lucruri bune în viața ta și să nu fii pesimist. Încercați treaba asta o lună, două și o să vedeți că în timp funcționează, da? Dar trebuie să vă țineți, să fiți constanți. Și noi facem exercițiul ăsta nu de mult timp, dar de câteva zile așa. Și îmi place, chiar îmi place foarte tare. Și acest jurnal vine numai bine în completare, pentru că aici trebuie să scriu și pentru dimineață și pentru seară câteva lucruri care mi-au făcut dimineața mai bună și seara mai bună. Apoi, după ce am mâncat, mi-am terminat cartea cu Neil Gaiman, The Ocean at the End of the Lane. Mi-a plăcut, dar nu pot să zic că e preferata mea. I-am dat 5 stele, dar nu e preferata mea dintre toate. Acum am apucat să citesc Atomic Habits, că știu că a fost o nebunie întreagă și anul trecut și cu 2 ani, pare mi se cu ea. Este lansată prin 2018, dacă am văzut eu bine și dacă mi-aduc eu bine aminte. Spuneți-mi și voi care e părerea voastră despre cartea asta, că deocamdată eu sunt așa. Și vreau să vă mai arăt ceva, pentru că o altă urmăritoare, dacă suntem la categoria de cadouri, vreau să vă arăt și partea asta, v-am arătat pe Instagram, dar vreau să vă arăt și aici. Am primit și un parfum de la una din urmăritoarele mele dragi, de la Brândușa, sper că nu este o problemă că ți-am menționat numele pe canal. Ea, când vă ziceam eu la un moment dat despre obsesia mea cu neroli, cu floarea de neroli, mi-a zis, zice, vezi că era un parfum la Yves Rocher cu neroli. Și zic, ok, l-am căutat și nu mai era pe stoc. Și acum mi-a zis, zice, măi, zice, am făcut curățenie prin parfumuri și am observat că eu am vreo 3. Nu vrei și tu unul? Da, normal, mulțumesc, cum să nu. Și este parfumul de la... Ok... Secret de Sens de Parfum Neroli și este predominant în acest parfum Neroli, bineînțeles. Este din gama asta, știți, cred că toată lumea știe gama asta. Eu am avut la un moment dat, cred că primul lor parfum a fost ceva super vanilat. Super, era într-un fel foarte vanilat, foarte dulce, o vanilie din aia cumva, dar nu era o vanilie îngrețoasă, nu cred că mai există pe piață parfumul ăla, că era tot așa. E, parfumul ăsta este foarte interesant, nu mă așteptam să fie așa. Pe de o parte îmi miroase cumva a primăvară și a o grădină din asta cu multe plante și cu multe frunze și cum ar fi o grădină botanică cu plante cumva mai exotice, așa, mai mediteraniene, nu neapărat exotice, dar mai din zona aia mediteraniană și umedă, așa, umezită, știți? Cam așa miros, pe de o parte. Pe de altă parte... Neroliul ăla îi dă o tentă așa mai de ceva vechi, de ceva vintage, nu știu, parcă îi dă o tentă de parfum de, nu știu, cucoană, cum ar zice Denisa. Da, nu mă așteptam la parfumul ăsta să fie așa, îmi place,
Deci de plăcut îmi place foarte tare și cred că pentru primăvară mai ales o să fie foarte bun. Este un parfum pe care cred că aș putea să-l port și acum, dar îl văd asociat mai degrabă cu primăvara și îmi place cum miroase și l-am purtat și nici nu se transformă pe mine, ceea ce este un mare plus. Nu i-am verificat încă persistența, că nu l-am purtat decât o dată sau de două, ceva de genul. Dar pentru că astăzi tot am adus vorba despre cadouri de la voi, îi mulțumesc și foarte, foarte mult pentru parfum, pentru că este special și bineînțeles că acum o să-l asociez cu ea de fiecare dată. Și sper să ajung să mânc cât de curând pe la Brașov să ne vedem. Apropo și de întâlnit, ce miroase, miroase bine, miroase minunat. Și da, cam asta a fost seara mea. M-am aruncat în editat după ce am mâncat. Am zis că fac poze. Am uitat să fac, am uitat complet de poze. Deci mi-am pus fundalul aici, este aici, a pregătit ca să se vedeți că are niște dungi pe el, să se deșifoneze, ca să zic așa, să se lase, să se întindă, o să se întindă până mâine și o să fac mâine poze. Astăzi, efectiv, mi-a ieșit din cap, deci am mâncat, am stat cu Jiminy, am făcut diverse pe aici și mi-a ieșit din minte total treaba cu pozele. Asta pentru că nu mai am exercițiu ăsta, vedeți? Dacă n-am mai făcut de câteva luni poze așa intens, că pale din decembrie le-am făcut, o parte le-am făcut înainte, o parte le-am făcut așa printre picături, nu mai am exercițiul ăsta așa, pentru că mi-am pierdut, apropo de Atomic Habits, mi-am pierdut exercițiul ăsta de a face poze, dar trebuie să avem și fotografii, că nu mai ține. Și cam asta a fost astăzi. Mulțumesc dacă v-ați uitat, mulțumesc mult fetelor pentru cadouri. Ne vedem în următorul clip, care nu o să fie daily vlog, o să fie o restanță pe care o am. Mă rog, nu e neapărat restanță, că era un clip care venea tradițional la mine în luna ianuarie, dar l-am tot amânat și trebuie să vină, că nu putem fără el. Ghiciți care este acel clip în comentarii până data viitoare. Vă pup și ne vedem în clipul ăla. Da, până atunci, eu vă pup. Ciao!